Dragi Capricorni, bine ați venit la horoscopul lunii septembrie și voi, ca toate zodiile de pământ, veți fi foarte susținuți în această perioadă. Și Capricornii, și Taurii, și Fecioarele trec printr-o perioadă în care se formează o mulțime de trigoane de pământ care pe voi vă ajută cel mai mult. Inclusiv Pluto, care încă se mai află în zodia voastră și mai stă vreo 2 ani de zile acolo, Pluto intră în această perioadă în legătură cu alte 3 planete foarte importante din Fecioară, pentru că este perioada din an când trec planete prin Fecioară, astfel încât se formează în total 3 trigoane de pământ cu Pluto al vostru din ogradă. Și cu Soarele, și cu Venus, și cu Mercur, ba chiar cel cu Mercur se formează a 2-a oară, pentru că s-a mai format odată și luna trecută. 4 în total, dacă vă gândiți bine. Elemente de susținere, de îmbărbătare, de încurajare. Venus, pentru voi, fiind într-un sector, acolo în Fecioară, fiind într-un sector al studiului, principiilor de viață, creșterii mentale, intelectuale, spirituale. Simțiți că vă maturizați, simțiți că viața voastră devine mai clară, mai stabilă, mai limpede, mai logică, așa cum vă place vouă de altfel. Veți primi o grămadă de informații importante, informații care aduc stabilitate vieții voastre. Parcă priviți așa în jurul vostru și spuneți, măi, viața mea s-a mai așezat, a revenit cumva la normalitate. Fecioara este cumva o zonă a normalității pentru voi, a rutinei cotidiene, dar poate aveați nevoie de această liniștire a apelor după o perioadă destul de încercată. Ați avut luna iulie complicată, acum ați putea spune că se mai liniștesc, pentru că veți vedea că este activitate intensă pe mai toate planurile vieții voastre. Un alt aspect foarte important și trebuie să-l amintesc, deși nu e doar luna asta, este vorba de un sextil care are loc în această parte a anului, până la sfârșitul anului se menține, și anume acest Pluto de la voi din zodie creează un sextil unicat în viață cu Neptun din Pești. Neptun și Pluto sunt cele mai îndepărtate, cele mai lente, cele mai grele planete, practic, din sistemul nostru solar. Și fiind atât de lente, rare ori creează aspecte. Și iată, în acest an se creează acest sextil și sextilul nu poate fi decât de susținere benefic. Este un sextil care acum se simte, să zicem, la maximum posibil, că încetul cu încetul până în decembrie se mai risipește și sunteți deci ajutați de acest Neptun. Neptun este într-un sector al relațiilor, informațiilor, ideilor, gândurilor voastre, raționamentelor voastre, ca atare nu mai spun de cele 3 trigoane de pământ care și ele tot într-un sector mental, logic se află, vă vin foarte multe soluții. Deci nu numai teoretice, ci și practice. Ideile pe care le găsiți, le și puneți în aplicare și iese ceva foarte bun. Sunteți inspirați. Neptun în Pești este cumva inspirație divină. Nici nu știți cum găsiți soluții neașteptate la problemele voastre, la probleme cu care cine știe de când vă confruntați, găsiți aceste soluții. Adică acolo unde ceva începea cu nu știu cum să, începe să ziceți acum știu cum să. Știu cum să ies din situația asta, știu ce am de făcut, am învățat. Da, cu siguranță, acolo în Fecioară, unde se adună toate aceste planete și formează trigoanele de pământ cu Pluto, Fecioara pentru voi este o zonă a învățăturii. Spuneți o învățătură prin școală sau o învățătură prin școala vieții, dar tot învățătură este. Tot ce ați învățat, că poate nu-i dați de ieri această școală la care mergeți, în fond aceste trigoane se formează de foarte multă vreme și se vor mai forma încă vreo 2 ani, deci unii sunteți la faza de examene de viață și care vă dau aceste răspunsuri la care nu știați, cândva nu știați. E, acum știți, v-ați maturizat, școala vieții a fost trecută cu brio, poate luați un examen la propriu sau la figurat din nou, care să vă dea acel sentiment de uf, de respiro, am mai rezolvat-o și pe asta, am mai șters-o de pe lista mea de sarcini. Poate fi o perioadă cu multe sarcini, cu multe responsabilități. Fecioara este o zonă a muncii. Deci tot ce munciți e în beneficiul vostru la urma urmei. Deci fiți pe fază la toate informațiile care vă trec pe lângă ureche sau vă treziți de dimineață cu ele, că este vorba și de inspirație divină, inclusiv în vis pot apărea astfel de mesaje, că sunt niște mesaje de sus, de la univers, care vă spun cum să puncte. Acolo unde nu știați ce să puneți pe puncte, începe să găsiți răspunsurile. Haideți să vedem cum stați cu banii. Sectorul banilor pentru voi este acoperit de vărsător, pe unde e în continuare doar Saturn. Liniștit, nu mai are nicio altă planetă în vizită pe acolo. Dar este perioada din an când Saturn din vărsător începe și el să conlucreze cu alte planete. Saturn în vărsător este într-o zodie de aer și trece în această perioadă, mai trec și alte planete prin zodii de aer, încât încep să se formeze trigoanele de aer. Cel mai bun este cel cu Marte. Marte, la sfârșitul lunii august, a intrat în Gemeni și va sta acolo până în martie. Și pentru voi, zona Gemenilor, unde este? În sectorul muncii. Încât acest trigon de toată frumusețea, cu Saturn în sectorul banilor, cu Marte în sectorul muncii, undeva pe 20 septembrie vor forma și acest trigon minunat, dar care e benefic pentru roadele muncii voastre. Roade în bani, bineînțeles. Se pot rezolva niște probleme de natură financiară. Găsiți un job, imediat vom vorbi despre sectorul profesional, că și acolo se întâmplă lucruri minunate. Deci munca voastră are rezultate palpabile. Pentru unii poate găsiți încă un job, poate al doilea job, și ceea ce înseamnă o stabilizare a bugetului. Pentru alții poate începeți să fiți mai bine plătit la jobul deja existent. Pentru unii poate aveți un job, dar poate mai aveți și o activitate suplimentară și mai vin niște bani de acolo. Posibil unii să aveți și o altă sursă, așa un pic mai ascunsă, mai secretă, da? Pot veni bani de acolo și tot vă bateți capul de unde să mai scoateți bani. Veți găsi idei. Trigonul acesta, care nu s-a mai produs așa de foarte multă vreme, pentru unii poate să vă ofere o idee genială de a debloca niște probleme de natură financiară, de a obține ce n-ați obținut multă vreme. V-am spus că este o perioadă cu soluții la probleme vechi. Poate una din întrebările voastre existențiale era cum să plătesc mai repede o rată la bancă, cum să scap de o datorie, cum să câștig mai mult. Erau și întrebări de natură financiară. Posibil să aveți acel sentiment că se ridică un blocaj din calea voastră. Nu este o perioadă ușoară. Același Saturn de care ziceam că se află în sectorul banilor, și anul trecut și anul ăsta a fost foarte blocat de Uranus. Și din păcate quadratura se mai simte, quadratura asta dintre Saturn și Uranus se mai simte până prin noiembrie și gata. Dar și anul trecut ați fost sub influența ei și anul ăsta de câteva ori. Am vorbit despre acest eveniment în 20 de momente de top, ca fiind un eveniment unicat în viață și care, iată, pentru voi vizează sectorul banilor. E aici, pentru că Uranus, în cazul vostru, este într-un sector al plăcerii de viață, să zicem așa, e foarte posibil unii să nu vă fi permis niște bucurii. Și unii încă sunteți sub influența acestor limitări, acestor constrângeri. Nu-i momentul, nu cheltui, nu-ți poți permite o vacanță, nu-ți poți permite o hăinuță. Deci unii simțiți și rigoarea lui Saturn, că Saturn este econom, este zgârcit, este cel care nu vă lasă să aruncați cu banii pe fereastră, să gândiți de 100 de ori înainte de a cheltui. Și cum este implicat în această quadratură cu Uranus și nu de azi de ieri, posibil unii să fi simțit în ultimul an multe limitări, multe renunțări la plăceri personale, la vacanțe, la lucruri scumpe, la un telefon nou, la chestii de astea plăcute sufletului vostru. Și posibil unii să vă mai aflați încă așa prins în corș cumva din cauza unor limitări. Credite, împrumuturi care încă nu vă lasă să vă mișcați în voie, dar nu mai e mult. Unii, datorită acestui trigon minunat dintre Marte și Saturn, unii tocmai asta simțiți, că parcă s-au mai ridicat limitările alea, parcă s-au mai deschis niște uși care până mai ieri erau bine blocate, bine ferecate. Nu cheltui banii ăștia, nu cumpăra aiurea, gândește-te la viitor, gândește-te că nu se știe cum va fi criza financiară peste un an de zile. E, unii vă mai relaxați, parcă mai respirați un pic în voie, în timp ce unii încă mai trebuie să țineți sub control acest plan. Dar foarte posibil unii, din cauza acelor restricții care din păcate se mențin, repet, nu toată lumea va fi marcată de acest lucru, unii aveți acel sentiment de nesiguranță, de teamă de viitor, de teamă că nu o să mai aveți banii ăștia cândva, de teamă de a cheltui banii aia pe care i-ați ținut. Deci unii sunteți excesiv de prudenți și când zic excesiv e pentru că la bază este frica, nesiguranța, marile semne de întrebare. Dar oare o să mai am banii ăștia? Dar oare cum o să mă descurc la iarnă? Dar oare ce factură o să avem noi în decembrie? Deci lucruri de alea care sunt la orizont și vă sperie. Unii sunteți așa un pic înfricoșați de niște chestiuni de natură financiară. Vă e frică să nu vină vremuri mai grele. Chiar dacă poate, unii stați bine financiar, nu vreți să intrați în banii aia. Sunteți precauți, sunteți rezervați. Parcă vreți să-i țineți mai degrabă, să-i țineți banii ăștia decât să-i cheltuiți pe ceva ce poate o să regretați mai târziu. Hai să vedem cum stați cu iubirea, că și aici e activitate intensă. Zona sentimentelor, a iubirii, pentru voi este acoperită de Taur, unde de câteva luni este activitate. Poate mult mai interesant au fost iulie, august, când s-au întâmplat aici în Taur niște evenimente wow și poate încă sunteți sub influența lor. Aici a rămas doar Uranus, dar în iulie și august țineți minte acea triplă conjuncție dintre Marte, Uranus și nodul nord, care e foarte posibil pe unii să vă fi întors un pic pe dor, să vă fi scos din confortul personal. Poate v-ați îndrăgostit, poate ați avut relații complicate, poate ați trecut prin niște furtuni de natură sentimentală. Marte a părăsit acest sector, s-a dus în altă parte unde își vede de treabă, acolo, în sectorul muncii. Dar voi încă sunteți sub tir astral destul de important, pentru că aici, în Taur, încă vreun an de acum încolo, aproape un an, va mai sta nodul nord și lunile viitoare, octombrie, noiembrie, încep din nou eclipsele pe această zonă, axă. Nu acum. Acum să zicem că vă refaceți după o perioadă palpitantă. Singurul care mai intră în legătură cu alte planete din acest sector, din Taur, este Uranus. Dar Uranus și așa are tot felul de relații. Tocmai am spus de acel conflict cu zona banelor, care, da, vă mai ține în frâu, nu vă lasă. Vă ghidează și secțiunea sentimentală a vieții, acest Uranus. Dar de data asta vorbesc de două aspecte foarte bune. Și anume, acest Uranus, dintr-o zodie de pământ, voi, zodie de pământ, Uranus va forma două trigoane de pământ cu planetele din Fecioară, cu Soarele și cu Venus, mai în a doua parte a lunii. Pe 11, pe 20 se formează aceste două trigoane foarte bune. Aceleași planete care intră în legătură și cu Pluto, de la voi din zodie. Deci e așa un cumul de factori, parcă se formează o triangulație așa pe cer, planetele de la voi din Capricorn, cu planetele din Taur și cu planetele din Fecioară, toate așa intră în legătură și vă dau un dram de stabilitate în viața voastră, printre care și în chestiuni de natură sentimentală. Cele două trigoane de pământ sunt stabilizatoare, clarificatoare, se așează lucrurile, se normalizează lucrurile. Primiți informații care înțelegeți mai bine cum stați din punct de vedere sentimental, depășiți niște momente delicate. Poate pentru unii ați luat sau urmează să luați, poate ați luat că au existat niște momente anterioare, lunile trecute, când ați luat niște decizii, foarte posibil cu conotații și sentimentale unii, și acum vedeți efectele acestor decizii. Se așează lucrurile, se consolidează relația voastră. N-aș spune că e o perioadă de începere a unor relații, nu, cred că e mai degrabă o perioadă de foarte multe întâlniri, ieșiri, asta în cazul în care deja cunoașteți pe cineva. Sau dacă sunteți singuri, poate fi perioada de flirt, de hai să-l cunosc pe ăla, mai ieșiți la o cafea, mai ieșiți la o bere. Deci poate fi și o perioadă de asta de cunoaștere, de tatonare, de telefoane, de comunicare, de cine o fi ăsta, ia să văd, merită, nu merită. Deci mai degrabă faza de socializare, să zicem așa. Mai ieșiți la un film, la o plimbare, ceva de genul ăsta. Începuturile unei relații, când înseamnă cunoaștere. Și dacă e cunoaștere, nu exclus unii să cunoașteți mai multe persoane simultan. Nu vă canalizați spre un singur om, gata, pe el l-am ales, doar cu el ies. Nu, ieșiți cu unul, mai ieșiți cu unul, mai ieșiți cu unul, ca din ei să faceți o alegere bună. Dacă sunteți deja într-o relație sentimentală, merge bine, se așează bine. Asta înseamnă trigoanele de pământ, stabilitate, claritate, seriozitate, responsabilitate, asumare de responsabilități reciproce. Bun, poate fi și o perioadă cu discuții foarte multe. Discuții poate chiar și în contradictoriu de multe ori, dar vă pun mintea la contribuție. Este o perioadă în care mintea vă este activată. Trebuie să luați decizii, trebuie să vorbiți, trebuie să declarați ce vreți, ce intenții aveți. Poate dacă erați într-o situație delicată, gen relație de trio, mai erați cu cineva, exact cum am spus mai înainte, mai multe persoane pe lista voastră de cunoștințe, unii trebuie să luați o decizie, gata, nu mai joc pe două fronturi, mă decid, vreau să mă canalizez pe o singură cale, am ales. Și veți alege cu mintea, mai puțin cu sufletul. Sufletul parcă s-ar mai juca, sufletul parcă ar mai încerca și colo, și colo, și colo, dar mintea spune nu, nu te mai juca, asumă-ți, mergi pe calea decisă, fii ferm pe poziție. Deci la capitolul iubire s-ar putea să simțiți această nevoie de a lua decizii, poate chiar curajoase, radicale, finale, prin comunicare, bineînțeles, foarte multă comunicare. O mică parte poate fi generatoare, așa, din cauza acestei quadraturi dintre Uranus și Saturn. Pentru unii se poate ajunge și la un conflict, acolo unde nu există prețuire, acolo unde ori voi, ori persoana cealaltă tratați iubirea ca pe o proprietate. E, acolo unde vă simțiți proprietatea cuiva, gen, n-aveți libertate, sunteți controlați, sunteți sunați, nu sunteți lăsați să vă mișcați în voie, acolo s-ar putea genera o furtună. Sau, bineînțeles, dacă voi sunteți sursa limitărilor celuilalt. E acolo unde unul dintre cei doi parteneri este obligat, este simplu sclav, simplă proprietate, ești al meu și faci ce vreau, acolo fiți sigur că o să apară conflicte. Dar în rest ar trebui multe să se așeze pe un făgaș normal, bun, stabil, liniștit, care să vă dea încredere pe viitor. La capitolul căsnicie, zona căsniciei pentru voi este acoperită de rac, pe unde în sfârșit nu se mai întâmplă nimic. Ați trecut prin multe în lunile anterioare, mai ales luna iulie, cred că a fost iulie, chiar și august, au fost delicate. S-a dus furtuna. A rămas Lilith acolo și din păcate Lilith mai stă până la sfârșitul anului, sau mai bine zis primele zile ale lunii ianuarie de anul viitor, încă e acolo, deci fantoma încă e acolo, piaza rea încă stă la pândă, deci nu vă culcați pe ureche că încă nu răsuflați ușurați, o să mai vină un episod undeva la sfârșitul anului, dar doar Lilith a rămas acolo. Singurul moment mai delicat s-ar putea să fie 19-20 septembrie, când luna neagră, Lilith, se va întâlni cu luna albă, cu luna obișnuită și care poate genera din nou o umblare prin amintiri, prin regrete, prin resentimente, prin ce s-a întâmplat cândva. Ies la iveală niște aspecte care v-au fost ascunse. Deci pentru unii mai pot veni și astfel de momente delicate. De ce? Pentru că unii nativi Capricorn încă sunteți sub influența lui Lilith. Și e vorba mai degrabă de Capricorni așa de ultima decadă. Voi cumva sunteți vizați de opozițiile lui Lilith, care da, pot genera niște mici probleme în cuplu și luna asta. Dar altfel, e o perioadă în care simțiți că vă mai relaxați, parcă vă mai detașați un pic de tot felul de emoții, întrebări, frici de odinioară, resentimente, regrete, parcă ziceți, nu mai vreau să mă gândesc la ele, gata. Oricum o să mai fie un moment delicat la sfârșitul anului și ziceți, nu, dar până atunci nu mă mai gândesc la asta. Sunteți sub influența atâtor trigoane de pământ, sunteți decis să vă liniștiți, să nu vă mai gândiți, să nu mai răscoliți sufletul, să nu mai răscoliți cutia Pandorii. Ce rost are să-mi aduc aminte lucruri de odinioară? Vreți liniște, vreți încredere. Cred că asta, vreți încredere, nu mai vreți să fiți măcinat de suspiciuni, de întrebări, de oare că ați fost. Lunile anterioare au fost foarte multe dubii care v-au marcat. Dubii, amintiri, lucruri din trecut care au ieșit de la naftalină și acum ziceți, nu, vreau să mă liniștesc. Și probabil asta veți face. Nu vreți să vă mai lăsați furat de temeri, de ce simțiți, de ce auziți, de zvonuri, de bârfe, de ce spune lumea, ce ziceți, nu, doar ce văd eu cu ochii mei, asta cred. Și sunteți dispus să consolidați relația, să investiți încredere în relații, să nu mai plecați urechea la frici, că ați fost prea sensibilizat de acel Lilith care v-a mai turnat pe aici, pe acolo și o travă și venin în suflet și întrebări, dubii vis-a-vis de viața sentimentală, dar și conjugală, și de aia parcă vreți să vă ridicați așa un scut protector, vă puneți dopuri la urechi și spuneți nu, eu am încredere în partenerul meu, nu mai pun botul la tot ce spune societatea, lumea, poate chiar și propriile voastre temeri au un cuvânt de spus, dar vreți să investiți încredere, pentru că simțiți că merită relația voastră toate eforturile. Clar că cele mai active zone din viața voastră sunt cele profesionale. Zona locului de muncă s-a activat foarte tare încă de luna trecută, când a intrat aici Marte. Doar Marte se află, abia a intrat aici în Gemeni și va sta până în martie anul viitor. Marte este o planetă de acțiune, de mișcare, de inițiativă, de asumare, de responsabilități, încât cu Marte într-un sector profesional aveți treabă, nu glumă. Vi se aglomerează foarte tare agenda. Bun, unii vă și asumați de bunăvoie și nesiliți de nimeni, vă luați în spate niște sarcini grele, funcții grele, poate chiar și mai multe simultan. Gemenii sunt o zonă duală în care e posibil să vă supraîncărcați agenda, gen două funcții, două joburi, două roluri simultane și numai voi veți ști cum o să le gestionați, încât la un moment dat, undeva prin octombrie-noiembrie, s-ar putea să vă simțiți și copleșit de această aglomerație. O să fie stresant, ce să mai vorbim, în timp ce alții nu e de bunăvoie. Vi se aruncă în spate niște îndatoriri și unii spuneți că e prea mult. Unii o să aveți acel sentiment de copleșire, de nu mai pot, de burnout, de eforturi suplimentare. Unii. În timp ce alții puteți duce foarte bine. Ei, cu Marte în acest sector vă asumați lucruri grele. Marte la un moment dat va forma acel trigon de care am spus, un trigon de aer foarte bun cu Saturn din Vărsător, care este un sector al valorii voastre, bineînțeles și al banilor, încât poate exista chiar și o recompensă, o răsplată, un moment în care vi se dă ce meritați pe valoarea voastră, pe munca voastră, bineînțeles, un examen luat cu brio, o creștere salarială luată cu brio dintr-o competiție, de exemplu, un interviu de angajare, deci unii aveți și o mare provocare undeva la orizont, poate chiar luna asta, un examen, ceva greu în care trebuie să vă puneți mintea la contribuție, să vă arătați valoarea, voința, cât de bun sunteți, cât de multe știți, dar probabil este o miză foarte importantă, că totuși Saturn este într-un sector material-financiar, e o miză pusă în joc și de aia spuneți, trag tare. Unii poate chiar aveți acel sentiment de suprasolicitare, gen lucrați 10 ore pe zi, vă luați și acasă, mai aveți și al doilea job, așa cum spuneam, un part-time pe undeva. și vă obosește această perioadă. Dar sunteți și foarte motivat unii. Unii chiar simțiți că vă place ceea ce faceți. Nu e doar muncă, muncă și armuncă. Unii chiar puneți pasiune în ceea ce faceți. Va fi și un moment mai delicat. Bineînțeles că, de exemplu, în jurul datei de 16, mai ales dacă aveți în jurul acestei date vreo competiție, un examen, o întrevedere, deci pe cât de ajutat sunteți de un Marte în sextil cu Jupiter la începutul lunii, de un Marte în trigon cu Saturn în jurul datei de 20, undeva pe 15-16, Marte, acesta din Gemeni, va avea o quadratură cu Venus în Fecioară, care este într-un sector al mentalului, al... Atunci să fiți atenți, să nu greșiți, să nu spuneți ce nu trebuie, să nu luați decizii greșite, să vă vedeți de treabă foarte serios, să mai verificați odată tot ceea ce faceți, cu atât mai mult că la momentul respectiv va fi și Mercur retrograd. Deci să fiți atent la munca voastră, la detalii, pentru că Venus în Fecioară pune preț pe mărunțișuri, pe date, pe punct, pe virgulă, pe aparente lucruri nesemnificative, dar nici nu știți cum de acolo vă treziți cu o greșeală. Unii, repet, dacă aveți vreun examen, vreo competiție, vreo lucrare de depus, să nu cumva să neglijați ceva și să fie un eșec sau o încercare sau să generați o critică la adresa voastră, o reclamație, o acuză, un reproș. Deci mai ales în jurul datei de 16, mare grijă, luați la bani mărunți activitatea voastră, nu rasoliți. Un Marte în Gemeni mai poate genera și acel sentiment de neglijență, de repede, hai să fac repede, că am multe, deci trebuie să le termin repede. E, atunci s-ar putea să vi se spună, nu lua repede, ia-le, mai verifică-le odată, mai citește odată datele problemei, să nu scape ceva din vedere. Nu uitați, și Mercur retrograd ne mai face să ne zboare gândul prin altă parte și să nu fim atenți și să punem un plus în loc de un minus și s-a dus totul pe apa sâmbetei. Dar în rest, cu Marte acolo, multă vreme de acum înainte ar trebui să simțiți că merg lucrurile, că înaintează, că sunteți stimulat, ambiție multă, voință multă, tenacitate și probabil și suficiente stimulente să vă vedeți de treabă. Dar și sectorul carierei este în centrul atenției. Zona carierei pentru voi este acoperită de balanță, unde în sfârșit se adună planete. Încă de la sfârșitul lunii august, aici a venit Mercur și Mercur va sta în balanță până pe 23 septembrie. Tot pe 23 septembrie, când Mercur se întoarce în Fecioară, atunci intră Soarele în balanță și va sta până pe 23 octombrie și din nou la sfârșitul lunii pe 28 septembrie și până în octombrie va veni aici și Venus. Ei, vor fi 3 planete în vizită în zona carierei, nu mai spun de Marte, în zona locului de muncă. E cea mai intensă activitate profesională pentru voi. Voi sunteți cei mai solicitați, dar și stimulați, dar și ajutați. Pe lângă faptul că trec 3 planete pe aici, luna asta are loc faza de lună nouă aici în balanță. Pe 26 septembrie luna nouă în balanță dă șansa unui nou început, a unei schimbări în viața voastră, a unei echilibrări, a unei decizii, a unei alegeri, că unii poate trebuie să alegeți, cum am zis la un moment dat, că lucrați pe mai multe fronturi și poate doar una dintre ele merită toată resursa voastră de energie. Planetele astea din balanță vor fi și foarte provocate. Este perioada din an când, trecând planete pe aici prin balanță, ele vor fi provocate de Jupiter din Berbec. Deci sunt și 2 opoziții, luna asta și încă una luna viitoare, de la Berbec citire, de la Jupiter în Berbec. Deci unii sunteți și foarte tracasați, nervoși, obosiți. Cred că este sentimentul de epuizare, epuizare mentală, epuizare fizică pentru unii. Poate unii prea ați exagerat. Un Jupiter este o planetă care amplifică excesul de zel, dorința, voința, și se știe că voi sunteți o zodie foarte ambițioasă, foarte tenace când aveți ceva de câștigat. Nu uitați că balanța pentru voi este casa 10, care este casa Capricornului. Deci ăsta e momentul în care vi se umple rezervorul de ambiție la maximum și probabil aveți și niște țeluri mărețe de atins. Vreți, musai, ceva deosebit, un succes, să vă afirmați, să începeți ceva, să vă asumați un mare apogeu în viața voastră. Ceea ce începeți acum s-ar putea să-și arate roadele tocmai peste 6 luni, dar pe de altă parte e greu ce vă asumați, că sunt opoziții. Poate unii aveți prea multe pe cap, gen și un job foarte solicitant, care trebuie să munciți mult, și o viață de familie foarte activă în perioada asta, că e Jupiter acolo în zona familiei. E, cum vă împărțiți, cum le duceți pe toate în spate, de aia unii vă simțiți copleșiți. Din păcate, o mică parte dintre voi o să aveți și acel sentiment de nu mai pot, nu mai găsesc liniștea. Unii vă relaxați în timp ce alții încă trageți tare, încă vă sliți din greu la galere, acolo pentru niște țeluri mărețe sau pentru acest echilibru între viață personală și viață profesională. Multe acasă, multe și la serviciu, și cum le împărțiți să fie toată lumea mulțumită. Dar luna nouă în balanță pe 26, conjuncția dintre Mercur și Soare undeva pe 23, două momente importante vă pot oferi două evenimente de top, ce să mai vorbim. Și începutul lunii este foarte bun, în care vă puteți arăta cunoștințele, informația pe care o dețineți, să ieșiți în față și să aveți ceva de spus. O decizie foarte importantă de natură profesională poate apărea la începutul lunii. Sunt aspecte rarisime, unele dintre ele, care, iată, vizează taman zona carierei. Nu zice nimeni că e o perioadă ușoară, cu planete în gemeni, zona locului de muncă, planete în balanță, zona carierei. Acum e maximum, acum însemnând și până în octombrie, ce să mai vorbim, că ceea ce spun aici e cu prelungire pe luna octombrie. Deci septembrie și octombrie pot fi lunile cele mai obositoare, solicitante, provocatoare, stimulative, grele pentru unii. Că mai vin și hopuri, mai vin și momente delicate, că opozițiile nu sunt floare la ureche, opozițiile pun niște piedici acolo, cer de la voi un efort, cer de la voi decizii de luat cu privire la ceea ce faceți în carieră. Dar probabil și cele mai mari țeluri se nasc acum. O lună nouă în cea mai înaltă poziție a cerului, clar că vă deschide niște perspective noi, parcă ridicați tacheta, parcă vă setați un obiectiv, că asta este luna nouă, o setare de intenții mari, importante, ceva ce mai devreme sau mai târziu o să vă dea împlinire, satisfacție pentru mândria voastră personală, pentru liniștea voastră pentru unii. Deci e o lună de top, aș putea spune, grea, dar de top, și care vă poate aduce rezultate, roade, satisfacție, împlinire, succes, cam toate acele lucruri pe care un Capricorn le așează pe primul plan al vieții. Cam asta este luna septembrie, wow, tare pentru voi, și nu vă doresc decât o lună de succes.